Bună seara, dragi prieteni! Am revenit pe canal, dragi prieteni, n-am mai filmat. Mami. Că am avut niște probleme în familie. Mama! Nu știu dacă ați văzut toți prietenii de pe YouTube. Mama! Că a avut mama probleme la fratele ei, la mormânt. Și de aia n-am mai filmat. Și am fost foarte supărați și suntem în continuare foarte supărați. Și de aia n-am mai filmat, dragi prieteni, că n-am mai avut niciun chef de niciun filmat. Dabai, de sâmbătă alaltă, dabai, acum am, deja puțin am revenit și am zis să vă filmez. Că tot mi-a scris că de ce nu mai filmez. De aia n-am mai filmat, că am avut niște probleme în familie. Și acum, uite, am fost cu Iacob în oraș și a vrut să mănânce porumb, dar nu vrea să îl pun în farfurioară, vrea să mănânce de aici, din cutie. Și am luat prăjituri. Și mănâncă porumb cu prăjituri, așa, Iacob? Da. O să te doare burta. Prieteni, de asta nici n-am mai filmat-o pe bunica și n-am mai filmat o săptămână. Mam. Iacob, ce faci? Ce apoi? Da? Apoi. Detalii nu putem să vă dăm pentru că nu vrea bunica să povestim pe YouTube. Nu știu dacă ați văzut pe alte grupuri, suntem foarte supărați că nu avem liniște de dușmanii ăștia care avem. Nu avem foarte multă liniște, dar nu o să rămân așa, dragi prieteni, cu dușmanii ăștia care sunt. Mama, ce? Da? Da. Nici mama n-a mai filmat, n-a mai vrut să filmeze. Mama. Este acasă. Mama, și dacă o să vedeți, vă rog, dragi prieteni, să vedeți toate detaliile la modă pe Facebook, nu? Că modă a pus. Gulivașa noastră. Da, dar este în țigănește pentru că n-au vorbit în românește acolo pe Facebook. Este la modă ce s-a întâmplat și de aia am fost foarte supărați și suntem în continuare. Nu o să ne treacă supărarea asta deloc. Mai ales acum că suntem de sărbători și... Nu, de ce ai făcut așa, Iacob? Te rog, de ce faci prostii? De ce? Uite, salută și tu pe prietenii mei de pe Facebook. Ia, salută-i. Salut, dragi prieteni! Astăzi, dragi prieteni, am fost și la aici, la mine, lângă mine, la vecinul meu, la moșul meu, care este moșul fetelor mele, care a decedat, la Conea. Și am fost la Pomană, astăzi, acolo. Da, aici. Cred că m-ați văzut la filmări, la Mădălina, la Luminița. Nu fă-i prostii, te rog, Iacu. De ce? Ce faci acolo? Păi de ce îl stroșești? Uite, ți-a luat bunica prăjituri. Ai zis că vrei prăjituri. Nu! Nu e voie. Hai, stai să vă... Uite, nu fă-i asta. Hai că vine bunica acum. Hai să mergem la Maria. Uite ce ai făcut aici. De ce ai dat trapierul minus să fac așa? Lasă-l ca să tacă, să nu facă gălăgie. Nu face nicio gălăjie. Hai, mănâncă porumb. Hai, mănâncă porumb să vadă prietenii mei cum mănânci tu porumb, ca să te dă mâine la Craiova. Hai, ia mănâncă. Dar nu așa nebunește. Mai puțin, uite așa. Hai. Hai. Că tu ești pui? Tu nu ești pui. Hai. Uite Mimi cum mănâncă, Iacob. Bravo! E bun? Da. Îți mai ia bunica? Mamă, ce bun e! Ce bun e, dragi prieteni, a crescut părul, dar nu o să-l mai tund. Îl las așa până la ziua lui. Să aibă părul mare la ziua lui, că e de Sfântul Ion ziua lui. E și ziua lui de naștere și după nume, nu? Da, de bobotează, nu de Sfântul Ion. De bobotează. Pe 6 ianuarie e născut Iacob. Chiar în seara de bobotează. Uite cum mănâncă, uite cum mănâncă, ca purcelul. Ca purcelul mănâncă, nu? Purcelul cum mănâncă? Unde e bunicul, papă? Unde e papă? Pe mașină. Unde? În mașină. În mașină? Da. Unde a plecat? În oraș? Băi, ce papau. L-a mâncat papau pe bunicul? De ce? De ce l-a mâncat papau? De ce? Hai să mai am un servețel de acolo. Să pun
A, mă filmezi acum, hai, la o nouă etacă. Mi-am luat asta, dragi prieteni, că e mai groasă. Și Mimi mă filmează. Vede ea că n-am chef, dar mă filmează. Cu minte așa, nu? Ai, ce mănâncă porumbul. Păi cum mănânci porumb cu prăjituri? Și lingura mare, da? Prieteni, să nu vă supărați că nu v-a dat mama mai multe detalii. O să revină bunica cu un vlog mai târziu, peste o săptămână, două, o lună. Și o să povestească. Da, puteți, dragi prieteni, să vă... Eu nu pot să dau detaliile ăștia. Să vă uitați la mod, la bulibașa pe... Ce s-a întâmplat la noi în comunitate este foarte greu ce s-a întâmplat și suntem noi afectați, că e neamul nostru, e unchiul meu, unchiul, fratele lui mama mea. Mama, mama, și să știți că eu îmi țin foarte mult la el și țin în continuare. E și vecin aici cu mine, el m-a crescut, nu m-a crescut altcineva decât el. Și de aia nu m-am... Și acum avem așa o reținere să filmăm, dar am zis pentru dumneavoastră să filmăm. Da, bravo. Dar de ce mănânci așa mult? Da. Bagi mult în guriță, îți place porumbul și n-ai mâncat nimic altceva. Da? Ești purcel. Numai purcelul mănâncă porumb așa. Da. Și a vrut, dragi prieteni, nu lască nimic. Și a vrut să mănânce și din cutie. Am vrut să-i tăi, am pus în farfurioară și nu vrea. Vrea să mănânce așa din cutie, direct. Nu mai mânca atât, te doare burta. Ia acum nu. Oi, uite mă, voi, ce guriță mare ai. După aia să faci curățenie după el, că eu am făcut gura toată da, ziua. Da, facem curățenie după el. Yes, bravo. Bravo. Bravo, uite, mai am pus de ciocolată aici, pe mine. Și sunt îmbrăcată și în albul și aia mai trebuie să mă umpli de ciocolată, Iacob, da? Gata, hai destul, că destul, prea mult porumb. O să te doară burta cu porumbul, nu-ți mai ia bunica, dacă nu ești cu minte. Îmi dau eu una peste fund acum. Dacă nu ești cu minte, da unde te-ai, că tu cred că dormi? Nu știu. E bun. Uite-l mă, că vine și el. Bulibașa, unde a fost? Unde ai fost? Papuțul în urmă. Uite, papă, am luat tort. Salut, papu.